Stimați frați, în dimineața aceasta vom avea un cuvânt, un prim mesaj pe care îl vom împărtăși în minutele următoare, urmând ca al doilea mesaj în dimineața aceasta să fie rostit în fratele Adiclep, deci dacă se va împlini ce spune cuvântul, vinul cel bun vine la urmă. Să deschidem scriptura acum și să citim din epistola către romani, capitolul 5, versetul 6 și versetul 7, versetul 7 și versetul 8. Roman capitolul 5, versetul uh, 7 și versetul 8. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că a dat, își arată dragostea față de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am primit pe inimă să... Uh, Revenim asupra învățăturilor pe marginea celor 10 porunci și rămânând în contextul poruncii să nu ucizi, despre care am început să vorbim în dimineața aceasta, cuvântul Domnului pe care îl vom aborda, e referitor la o temă, o zi a scripturii, învățătura scripturii sau atitudinea noastră ca credincioși față de o practică medicală contemporană. Întâlnită și față de care trebuie să avem un răspuns biblic, și anume transplantul de organe. Vom vorbi în dimineața aceasta, în câteva minute, aproximativ jumătate de ceas, despre transplantul de organe. Urmând ca în mesajul al doilea, să punem ceva pentru sufletul nostru, duhovnicesc. Acum este o parte legată de învățătura noastră și de felul în care trebuie să înțelegem aceste probleme contemporane. Adevărul e că știința medicală a progresat în ultimii ani, în ultimii zeci de ani foarte mult, punându-ne tot mai des în fața unor situații, a unor realități, față de care trebuie să Dăm răspuns. Cum să ne raportăm ca creștini în fața acestor practici? Una dintre ele, e adevărat, mai veche, este transplantul de organe. Mai întâi de toate, trebuie să definim această practică, această procedură medicală, ce înțelegem prin transplantul de organe. N-am nicio îndoială că cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, știm despre ce este vorba, dar pentru a încadra subiectul și pentru a ne asigura că vorbim aceeași limbă, vom menționa că prin transplantul de organe înțelegem acea procedură medicală prin care părți din corpul omenesc, organe sau țesuturi, sunt prelevate și transplantate într-un alt corp. Uh, e transplant de organe de la un donator. Uh, poate fi și tot transplant se numește părți uh, din corp, organe sau țesuturi, mai ales țesuturi de la propriul corp, mutate în altă parte, piele sau os sau alte țesuturi. Uh, Acesta este transplantul de organe. Uh, practica aceasta este o practică des întâlnită. În practica medicală se face și în România și în Sibiu. Nu sunt sigur că în clinicele din Sibiu, poate anumite părți de organe, ceva mai simplu, se face și în Sibiu, dar în centrele universitare mai mari în țara noastră, asemenea practici medicale sunt o activitate aproape lunară, dacă nu săptămânală. Întrebarea care se pune este cum să ne raportăm ca creștini, cum să vedem din punct de vedere biblic aceste uh, practici, care este voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Uh, sigur că problema este complexă, uh, dincolo de faptul că sunt țesuturi sau organe care pot fi prelevate și transplantate și în absența lor organismul din care au fost prelevate își poate continua viața, cum ar fi, de exemplu, transplantul de piele sau uh, uh, organe impare, organe pare, ar fi transplantul de rinichi. Transplantul de rinichi uh, poate fi făcut urmând ca cel care a donat un rinichi să poată să-și continue mai departe viața. Uh, eu are moral, e în acord cu voia lui Dumnezeu să donăm cuiva care ar avea nevoie uh, un organ spre transplantare. E moral să donăm sânge, ca să fie apoi că e tot o formă de transplant și sângele. E, e moral ca cineva să doneze țesut de piele sau un inichi. Sigur că dacă cineva ia decizia să facă acest gest uh, frumos, și încă de la început aș anticipa spunând că e moral, atât să vedem care este baza biblică și cum gândim aceste lucruri, problema majoră se ridică în cazul dona donării organelor impare, vitale impare. Ce putem să spunem despre transplantul de inimă? Din punct de vedere legal, nu e posibil ca un donator voluntar să doneze inimă. E limpede, lucrul acesta nu este legal și uh, nici nu e în învățătura Scripturii ca fiind o practică încurajată. Pe de altă parte, Cuvântul Domnului ne învață că trebuie să ne respectăm propriul nostru corp, care este templul Duhului Sfânt, că trebuie să ne îngrijim propria noastră sănătate. De asemenea, Cuvântul ne învață să ne iubim pe aproapele, să îl prețuim ca pe noi înșine, și să ne dăm viața pentru semenul nostru, pentru aproapele nostru, așa cum am citit în Scriptură în această dimineață, pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iată că ideea de sacrificiu, de jertfire pentru binele apropiului, dejărfirea vieții pentru binele apropiului este după voia lui Dumnezeu. Uh, situațiile de viață complexe ne pot pune în fața unor circunstanțe uh, față de care trebuie să avem un răspuns. Uh, ne putem imagina situația în care, în urma unui accident de circulație, cineva își pierde viața, intră în moarte clinică, este în stare vegetativă și familia este întrebată dacă e de acord ca organele care au rămas intacte și care putea fi prelevate spre transplant pot fi luate și date celor care le așteaptă. Oare e moral să fim de acord ca cineva dintre neamurile noastre ajuns în situația aceasta să îi fie prelevate organele în vederea transplantării? Este o întrebare la care să dea Dumnezeu niciodată să nu trebuie să dăm răspuns. Să dea Dumnezeu niciodată vreunul dintre cei dragi noștri să nu ajungă în situația în care în moarte clinică fiind, în urma unui accident sau în urma unei boli, cine știe ce, s-a întâmplat și noi apoi să fim în fața acestei întrebări. Ce ar fi de făcut în situația aceasta? Uh, știu comunități, cunosc de asemenea familii care au fost puse în fața acestor situații. Cunosc frații de credință care au beneficiat pe urma deciziilor luate de asemenea oameni care au fost de acord urmând ca ei să beneficieze de uh, transplantarea în corpul lor a unui organ prelevat în urma acestor proceduri. Iată, dar problema dincolo de uh, existența ei, haideți să ne uităm uh, în câteva detalii și întâi de toate, după ce am definit ce este transplantul de organe și care este problema, uh, direcția înspre care trebuie să ne uităm în ce privește moralitatea acestei proceduri, aș vrea să vorbim în, mai departe despre posibil donatori de organe. De unde vin aceste organe pentru transplant? Uh, mai întâi, ele pot veni de la persoane aflate în moarte cerebrală, persoane compatibile genetic cu primitorul, cu cel care urmează să beneficieze de acest uh, organ, uh, în urma unor circunstanțe de viață, persoane ajunse în moarte cerebrală sau moarte clinică, cum se mai numește. Uh, procedurile medicale prevăd că, în urma acordului consimțit de familie, dat în scris de familie, poate, pot fi. Prelevate organele celui care se găsește în starea aceasta. Deci, iată o posibilă sursă. O a doua posibilă sursă este reprezentată de donatori voluntari. Prin donator voluntar, din punct de vedere legal, înțelegem o persoană majoră, responsabilă din punct de vedere moral, îndeplină facultăți, facultăților sale mentale, care consimțind liber și înscris după ce a fost informată cu privire la riscuri, cu privire la implicațiile acestui gest, cu privire la propria sănătate și viață, asumându-și consecințele, după declarația, după consimțământul dat în scris, pot fi prelevate organe. Există, și nu trebuie să pierdem din vedere nici acest fapt, că anumite părți, anumite țesuturi pot fi prelevate de la fetuși, umani, avortați. De asemenea, pot fi crescute în laborator, în mediul de cultură, anumite țesuturi, ele reprezentând o altă sursă, tehnologia medicală, o altă sursă pentru transplantul de organe. În prelevarea și în transplantul de organe și de țesuturi umane, foarte important, e bine de știut acest lucru, sunt interzise. Câteva practici. Vorbim din punct de vedere legal acum. sunt Legea interzice câteva lucruri. În primul rând, interzice constrângerea potențialului donator. Nimeni nu poate fi obligat sub nicio formă să doneze vreun organ sau țesut. Apoi, este interzisă prelevarea și transplantul de la potențial donatori minori, precum și de la persoane lipsite de discernământ aflate în viață. De asemenea, este uh, interzisă uh, prelevarea de organe în situația în care această intervenție ar compromite o autopsie medico-legală uh, care se găsește în desfășurare sau care este solicitată în condițiile legii. De asemenea, legislația prevede asigurarea anonimatului donatorului și a primitorului. Și uh, mai trebuie să precizăm că legea interzice oferirea de organe spre o persoană, prieten sau rudă, desemnată de donator, cu o excepție, cu excepția transplantului de rinichi de la donator uh, viu. Uh, Acest informație este bine să le știm. Dincolo de asta, ele pot fi aprofundate, sunt texte puse la dispoziție, le găsiți și vă puteți informa. Uh, în cele ce urmează, și aici este miezul uh, mesajului nostru, a cuvântului în această dimineață, vom vorbi despre aspecte biblice, teologice, implicate în problema transplantului de organe. Cum să vedem în viziune creștină problema aceasta? Sunt aici câteva aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerare. Întâi, ar trebui să luăm în considerare suveranitatea lui Dumnezeu. Stimați frați și stimate surori, Copiii lui Dumnezeu știu că stăpân peste viață este Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Viața este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul să ia viața unui om. Dumnezeu este cel ce dă viață unui om. În Psalmul 103, cu versetul 27, cuvântul Domnului spune că viețuitoarele te așteaptă ca să le dai hrană la vreme, le o dai tu, ele o primesc îți deschizi tu mâna și ele se satură de bunătățile tale, îți ascunzi tu fața de ele, ele tremură, le iei suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor, îți trimiți tu suflare, ele sunt zidite și noi ești iarăși fața pământului. Dumnezeu este suveran asupra vieții, binecuvântat să fie în numele Lui. Trebarea care se ridică este, oare nu cumva, prin procedura transplantului de organe interferăm cu suveranitatea lui Dumnezeu, care altfel ar fi vrut să curme respectiva viață. Această obiecție am întâlnit-o la unii care se opun transplantului de organe și trebuie să răspundem că nu. Suveranitatea lui Dumnezeu nu este negată și nu este intersectată, nu este îndepărtată, nu ne împotrivim intervenției lui Dumnezeu prin această procedură. Dacă ar fi să gândim așa, atunci până și un banal tratament medicamentos, o aspirină, este tot o intersectare cu suveranitatea lui Dumnezeu. Să lăsăm să-și facă lucrurile cursul fără niciun fel de intervenție, dacă gândim așa. Dar nu gândim așa. Și nu este voia lui Dumnezeu să facem așa. Pe de altă parte, un al doilea considerent care trebuie avut în atenție este demnitatea uh, umană, demnitatea omului. Oamenii sunt făcuți și după chipul și după asemânarea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că oamenii reflectă imaginea lui Dumnezeu în lume, viața omului este sfântă, de aceea cuvântul Domnului spune că dacă cineva varsă sângele omului și sângele lui să fie vărsat pe diapsa cu moartea, a fost impusă în vechime de Dumnezeu ca să protejeze viața umană. Cuvântul din porunca, a, din porunca a, șasea, să nu ucizi, are în vedere tot protejarea vieții umane și principiul demnității vieții umane. Luând în considerare acest principiu, este foarte important să avem în atenție mai întâi respectarea aceluia care ar putea, de la care s-ar putea preleva organe. Este cu totul interzis în spiritul eticii creștine ca cineva să fie eutanasiat în scopul prelevării de organe. Este cu totul în afara voii lui Dumnezeu să fie manipulați embrioni, copii nenăscuți, ca apoi, făcute studii, să fie prelevate țesuturi sau părți sau organe în vederea cercetării medicale. Este cu totul interzis în viziunea creștină. De asemenea, copii malformați sau să fie răpite persoane, adulte sau, știu eu, să fie uciși oameni în scopul transplantării sau comerțul cu organe pe piața neagră este cu totul interzis în viziune creștină, în considerarea principiului demnității vieții umane. De asemenea, un al treilea considerent pe care trebuie să-l avem în atenție când ne raportăm la această problemă. Este principiul sanctității vieții omenești. Viața umană pe lângă faptul că are demnitate. Dumnezeu a investit viața umană cu demnitate, viața umană este sacră. Acest principiu al sacralității vieții, ne cere să tratăm orice formă de existență umană cu mare respect. Iar dacă cineva este bolnav, în viziunea acestui principiu, trebuie să facem tot ce putem și știm ca să salvăm viața aceea, să recuperăm viața respectivă. E interesant un text din Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului privitor la viața umană. Citez un paragraf din, acest, din această convenție. Corpul omenesc este sacru, intangibil. El trebuie respectat atât în timpul vieții, cât și după moarte, și nu poate face obiectul niciunui comerț. Declarația aceasta este în spiritul Sfintelor Scriptorii și suntem în totul de acord cu ea. Apoi, un al patrulea considerent pe care trebuie să-l avem în atenție este legat de mortalitate. Dumnezeu a hotărât ca viața omenească să aibă pe pământ un hotar. Psalmul 90 cu versetul 7 surprinde această realitate. Anii vieții noastre, adică speranța de viață în vremea psalmistului, se ridică până la 70 de ani, pentru cei mai tari până la 80 de ani. De la o generație la alta, de la un loc la altul, speranța de viață poate să fie mai lungă sau poate să fie mai scurtă. Important este să remarcăm că Dumnezeu a rânduit ca omul să moară din punct de vedere biologic. Dincolo de moartea biologică, noi mărturisim credința în viața veșnică, în nemurirea sufletului, în vierea morților, în vierea trupului, dar în ce privește existența biologică, omului îi este rânduit să moară. Având în vedere acest aspect, considerăm că nu se justifică să facem uh, orice acțiune. Imaginez un posibil scenariu. Chipuiți-vă o persoană înaintată în vârstă, foarte înaintată în vârstă, care are nevoie de un organ spre transplantare, în vederea, mă rog, în vederea prelungirii vieții, și această persoană foarte înaintată în vârstă face tot ce știe, să cumpere cu bani, să influențeze prin pârghile pe care le are la îndemână îndreptarea către sine a unui organ, care altfel ar putea fi în beneficiu cuiva care mai avea de trăit. Genul acesta de abordare nu cred că potrivește cu etica creștină. Cu siguranță nu potrivește. Folosirea pârghărilor economice, relaționale, politice, a influenței pe care cineva o are pentru a îndrepta spre sine sau spre cineva din anturajul lui, un organ, este în afara moralei creștine. Trebuie să respectăm aici un principiu impus de prioritățile recunoscute legal și care se găsesc în foarte, foarte clar explicat în spațiul public. Mai trebuie să menționăm încă un considerent, și anume caritatea față de viața omenească trebuie să facem bine seminilor noștri. Cuvântul Domnului în Matei, capitolul 22, de la versetul 37 la versetul 39, în pasajul acesta, Domnul Iisus, esența acestui verset, acestor versete, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ni se cere să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Principiul iubirii față de semeni ne poate motiva și trebuie să ne motiveze în a fi de acord cu transplantul de organe și, dacă trebuie, și să dea Dumnezeu să nu trebuiască, să donăm, dacă se va cere și vom avea încredințare că putem face acest lucru, cuiva un organ. Acum, iată considerentele teologice, biblice, pe care ar trebui să le luăm în considerare. Ar mai trebui să avem în atenție câteva aspecte, câteva întrebări. Înainte de a lua o decizie, înainte de a ne exprima punctul de vedere cu privire la uh, o asemenea intervenție, va trebui să lămurim trei întrebări uh, capitalele, le-aș defini eu. Întâi, trebuie să răspundem la întrebarea, trebuie să știm răspunsul la întrebarea de unde este prelevat organul pentru transplantare chiar dacă legea interzice cunoașterea detaliilor, persoana donatoare este păstrată în anonimat, chiar dacă acest lucru este impede, totuși trebuie să cunoaștem canalul prin care respectivul organ este donat. Este o cale legală sau e trafic, e de pe piața neagră, e prin presiune, e prin cumpărare de la cineva, e prin manipularea unei situații, e profit, de profitare, de starea, de dezavantajul, dezavantajul economic a cuiva, sunt foarte multe aspecte care trebuie să luate în considerare și copiii lui Dumnezeu trebuie să fie atenți în privința aceasta. Apoi, e, e foarte important să avem în atenție răspunsul la întrebarea cui aparțin organele prelevate potrivit legislației în vigoare, există o listă întocbită la nivel de țară, sau probabil în fiecare țară există o asemenea listă, listă alcătuită în funcție de niște priorități medicale stabilite după niște criterii știute. Aceea trebuie să fie respectată. Dacă respectiva listă nu este respectată, ci acolo se întâmplă ceva în urma influenței cuiva, așa ceva este în afara moralei creștine. Cuvântul lui Dumnezeu, nu permite să dezavantajăm pe cineva prin influențe ascunse, tăinuite, știu eu ce se poate întâmpla într-un anumit loc. Și mai e o problemă care trebuie să fie clarificată, problema aceasta ține mai degrabă de medici, care e oare momentul după care se poate interveni în vederea prelevării de organe? Oare nu cumva, intervenind înainte vreme, vorbim de eutanasie? Vorbim de curmarea vieții persoanei respective, aici medicii cunosc foarte bine răspunsul, sunt convenții stabilite, este foarte limpede. Ca familii, nu cred că trebuie să avem foarte multă preocupare, cât mai degrabă să ne asigurăm că legea în vigoare este respectată. Că în România este foarte clară. Și cu aceasta, haideți să mergem mai departe, spre partea finală a cuvântului, în ultimul rând, în viața aceasta, Biblia și transplantul de organe. Oare găsim ceva în scriptură pe marginea acestui subiect? Cunoaște și dumneavoastră că sunt oameni care motivează cu Sfânta Scriptură opoziția față de transplantul de organe. Ei sunt împotriva, inclusiv împotriva transfuziei de sânge. Sunt raportate cazuri și în România de oameni care, în numele convingerilor lor religioase, s-au opus transfuziei de sânge unor membri din familia lor, care până la urmă și-au pierdut viața, unii dintre ei, au fost și cazuri mediatizate. Vreau să fie foarte, foarte clar. Biserica Pentecostală este de acord cu transfuzia de sânge și cu transplantul de organe în termenii legii. Este foarte clar lucrul acesta. Viziunea Bisericii Pentecostale este uh, pro-transplant de organe în viziunea sau în respectarea termenilor legii, cu respectarea termenilor legii. Cuvântul Domnului nu are nimic împotriva acestui, acestei proceduri medicale. Excesul de zel pe care unii oameni îl manifestă în numele confesiunilor, a religiei lor, este treaba lor. Nu este viziunea noastră și nu este învățătura Sfintelor Scripturii. Și nu putem încuraja și fi de acord cu asemenea viziuni înguste, justificate cu texte interpretate în mod fals, cum ar fi cel din Leviticul 17, că viața este în sânge și de-aia să nu e sânge și se potriva transfuzii de sânge și așa mai departe. Le lăsăm pe acestea lor, nici măcar nu ne ostenim să pomenim numele acestor confesiuni. Important e să... Uh, înțelegem care trebuie să fie poziția noastră, viziunea noastră. Adevărul este, estimați frați, că e foarte bine când ești în căruță, e foarte bine să spui, nu mă privește, problema aceasta nu mă interesează, să se descurce cei care o au. Și să dea Dumnezeu să trăim toată viața, în ghilimelele de rigoare, în căruța aceasta. Și să nu avem nevoie vreodată să ne confruntăm cu această situație. Dar uite că sunt situații. Și eu cunosc și în comunitatea noastră oameni care așteaptă, au așteptat și așteaptă pe listă, numele lor este cut pe listă. Eu rugăm lui Dumnezeu să dea sănătate, să dea viață și să nu fie nevoie de această intervenție, de această practică. Dar dacă se va întâmpla ca cineva să se confrunte, Trebuie să știm că în viziunea Scripturii, în viziunea Bisericii noastre, așa cum înțelegem Sfânta Scriptură, suntem de acord cu această practică medicală și înțelegem că este darul lui Dumnezeu. Este felul în care Dumnezeu alege uh, să binecuvânteze viața oamenilor. Care ar fi principiile biblice care stau la baza acestui crez? Mai întâi, este așa numitul principiu al ultimului efort. În... Uh, Cartea Profetului Isaia, capitolul 5, versetul 4, este menționat acest principiu, el este aplicat în partea spirituală a vieții umane, dar foarte bine poate fi aplicat în fiecare domeniu al vieții. Domnul, prin profet, spunea așa, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Este principiul ultimului efort. În viziunea acestui principiu se justifică să facem tot ce putem face. Pentru a salva viața unui om. Ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut? Dacă tehnologia, dacă medicina din vremea noastră permite transplantul de organe, sigur că acest lucru poate fi făcut dacă este necesar. Apoi, un al doilea principiu pe care sprijinim concepția noastră cu privire la transplantul de organe ține tocmai din exemplu Domnului nostru Isus Hristos, despre care citim în cuvânt că El a murit pentru păcatele noastre. Nu trebuie să pierdem din atenție că viața noastră veșnică este posibilă din cauza faptului că cineva, cineva și-a dat viața pentru noi. N-a donat un rinic ca să trăiască lumea, n-a donat un țesut de piele N-a donat corne, ochi sau știu eu ce alt organ, ci și-a dat toată viața. A murit pentru noi. Ori acest principiu, din principiul morții înlocuitoare a Domnului Isus pentru salvarea eternă a neamului omenesc, se desprinde și ideea că am putea să imităm acest sacrificiu la o scară mai mică, de bună seamă dându-ne viața pentru sebenii noștri, sprijinind prin donarea de sânge, continuarea vieții celuilalt sau, în forme extreme, prin donarea unui organ. Aș vrea să subliniez că trebuie să fim cu foarte multă precauție și grijă să nu cumva cineva după predica aceasta să se ducă la doctor și să spună domnul doctor, sunt aici, am hotărât să-mi donez nicii. aveți pe cineva dispus să-i primească. Uh, vă rog să nu interpretați în cheia aceasta simplistă, mesajul meu din dimineața aceasta, ci mai degrabă să uh, fim pregătiți să facem în față unor situații de excepție care pot să apară. Doamne ferește de un accident de circulație. Cineva din familia noastră să piară și să fie în moarte cerebrală la spital. Și doctorii să ne întrebe, sunteți de acord să fie prelevate organele? Dacă se va întâmpla lucrul acesta, sfatul meu cu frică de Dumnezeu și cum înțeleg Scriptura este să fim de acord. După ce vom face o rugăciune, ce vom ruga Domnului și vom întreba pe Domnul rugăciunea noastră în familia noastră, ne vom consulta, poate cu slujitorii bisericii, frate păstor, ce spuneți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră problema aceasta, facem împreună rugăciune, întrebăm pe Domnul, ne asigurăm că este călăuzirea Lui, că este voia Lui, că acest lucru vine de la El și că este planul Lui, după ce căpătăm liniște în urma rugăciunii, nu luăm decizie fără rugăciune, nu luăm decizie fără să ne sfătuim, luăm decizie prin rugăciune și în sfat, și conștienți că nu avem nicio poruncă în Scriptură care ne-ar putea împiedica să fim de acord cu această practică cu frică de Dumnezeu, cu gândul la semenii noștri a căror viață dorim să o salvăm, vom fi de acord cu această uh, situație limită în care am ajuns și în care nu vom dori vreodată să ajungem sau să ajungă cineva. Dumnezeu să ne protejeze și să ne binecuvânteze. Apoi, după cuvântul Domnului, un al treilea principiu pe care îl regăsim e că Mântuitorul nostru Hristos și apostolii săi au încurajat practica medicală. Sfânta Scriptură nu este împotriva științei medicale, împotriva tratamentului medicamentos. Domnul Iisus a spus, cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși. Supremul în viață este să dăm viață. Am întâlnit credincioși oameni care uh, au refuzat tratamentul medicamentos, uh, invocând motive de conștiință, spunând: Eu cred că Domnul mă vindecă, supranatural, de aceea nu vreau să iau niciun tratament. Uh, dacă cineva dorește să facă așa, în dreptul lui, e liber să facă ce vrea, deși noi recomandăm să facă lucrul acesta. Dar dacă vrea să facă așa, în dreptul lui, este liber. În schimb, n-avem dreptul să impunem așa ceva altuia. N-avem dreptul. Niciun părinte nu are dreptul să spună nu duc copilul la, la, spital pentru că eu vreau să mă rog pentru el. Îl duci la spital. Îl duci la spital dacă este bună. Îl duci la doctor dacă este bună. Și te rogi și chem biserica la rugăciune și faci tot ce știi pe plan duhovnicesc. Dar îl duci și la medic. Să ferească Dumnezeu vreunul dintre noi Mânat de ce știu eu ce idei de extremă să se opună științe medicale invocând rațiuni de conștiință sau de credință. Așa ceva este în afara învățăturii scripturii. Așa ceva mai degrabă duce la bagiocorirea numelui lui Dumnezeu și a căii lui Dumnezeu și s-au întâmplat din nefericire uneori asemenea lucruri. E adevărat că nu printre noi, în alte părți, în alte confesiuni, slavă Domnului, că până aici ne-a păzit de asemenea viziuni de extremă. Dar să nu le avem printre noi. Uh, știu că ceea ce spun în dimineața aceasta nu e ușor de primit, dar cândva trebuie spus și trebuie știut. Amin. Apoi ar trebui să luăm în atenție faptul că supremul în viață, după cum găsim în scriptură, este să dăm viață. Ioan 15, cu versetul 13, ne vorbește despre superlativul iubirii. Auziți! Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Isus, Domnul, a spus acest cuvânt. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. În numele acestui principiu, supremul în viață este să dai viață, principiul iubirii, putem justifica donarea unui organ sau donarea de sânge către sebenii noștri care au nevoie. Uh. Și mai este un considerent pe care ar trebui să-l avem în atenție, un pasaj foarte interesant, pasajul acesta, este scris în epistola către Galaten, capitolul 4. În epistola aceasta, apostolul Pavel se adresează fraților, capitolul 4, cu versetul 14, citim și versetul de la versetul 12. Fraților, spunea Pavel, Vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. În neputința trupului. Se pare că apostolul Pavel era bolnav. În neputința trupului. Și boala de care suferea prezenta o exprimare exterioară disgrațioasă. Versetul 14 ne arată despre ce este vorba. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Era o boală care îl făcea pe Pavel dezagreabil prezența lui fizică. Din potrivă, m-ați privit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Isus. Ce fel de boală o fi fost oare? Nu știm cu exactitate, textul scripturii nu spune limpede despre ce este vorba, dar avem un indiciu care ar putea să ne conducă spre răspuns. Versetul 15. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați Dat. Se pare că problema era reprezentată de ochii lui Pavel. Regăsim în această epistolă un indiciu pe care l-am putea interpreta în contextul acestei suferințe a Apostolului Pavel. Semnându-și o epistolă, Apostolul spune: Acesta este semnul meu, adică semnătura mea. Mare, Pavel. Înseamnă că nu vedea foarte bine. Era și înconjurat de scribi, dicta epistolele, era însoțit de oameni cu care uh, scria, dar de data aceasta a scris cu mâna lui. Așa scrie eu, mare, acesta este semnul meu, Pavel, semnătura lui. Vă rog să vă uitați la acest verset. Interpretând că suferința lui Pavel ar fi o boală de ochi, care îl făcea dezagreabil pentru cei din jurul lui, el vorbește galatenilor spunându-le: Vă mărturisesc că voi m-ați primit ca la lui Dumnezeu. Nu v-ați lăsat ispitiți de ceea ce era dezagreabil în trupul meu față de voi, ispita aceea. Acum, unde este fericirea voastră? Că înainte, când am venit la voi, vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Dacă ar fi fost cu putință. Nu era cu putință. Acum e cu putință. Ce-ar fi făcut apostolul cu ei dacă era cu putință? Vorba cuiva îi punea în buzunar. Deși textul nu ne spune nici pe departe că aici este vorba de transplant, totuși putem citi și în această cheie. Dacă ar fi fost cu putință, mi a fi Stimați frați și stimate surori, în concluzie, aș vrea să subliniez că în înțelegerea pe care o acordăm cuvântului Domnului și o facem cu frică de Dumnezeu și cu responsabilitate, aprobăm ca venind de la Dumnezeu ideea de transplant de organe. Și sigur, lucrul acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din punct de vedere al scripturii, nu greșim, nu păcătuim dacă donăm sânge celui care are nevoie sau, în situații limite, un organ. Lucrul acesta însă nu trebuie făcut fără să ne rugăm lui Dumnezeu, fără să înțelegem bine ce implică acest gest, ce riscuri sunt implicate la mijloc, fără să implicăm familia noastră în această decizie. Asemenea, decizii se iau în familie. Nu faceți cumva surpriza celor din casă, spunând, am venit acasă și e mai ușor. Nu, mă, stați în glumă. Decizia aceasta se ia împreună cu familia, se ia împreună cu biserica, cu frații mai mari în Domnul, pe care îi consultăm și împreună cu care ne rugăm, căutând să înțelegem voia lui Dumnezeu. Și apoi, cu conștiință liberă, Motivați de iubirea pe care o avem față de Dumnezeu și față de seminii noștri, vom uh, face următorii pași. Mergând uh, la încheiere, vremea să ne oprim, aș vrea să uh, vă stimați frați, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru medici, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care sunt în situația aceasta limită și așteaptă pe liste un organ. Eu știu, frații de credință. Au fost în țară, în România, slujitori care au așteptat pe o listă de așteptare și au beneficiat de transplant de organe. Și o parte din viața dânșilor au trăit cu rinichiu altuia sau cu ficatul altuia. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru asemenea frații. Dacă se va întâmpla vreodată să trebuiască să ne dăm acordul să facem acest lucru în contextul mesajului pe care l-am transmis în dimineața aceasta. Vândem să cercetăm scripturile, să fim maturi în credință, să fim viitori de oameni și problema aceasta contemporană și foarte delicată să o tratăm cu maximum de responsabilitate creștină. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Amin! bine potrivește acum, după acest cuvânt, o cântare a corului bisericii. Domnul să bine binecuvânteze corul bisericii. După cântarea corului bisericii, sora Ileana Cora va lăuda pe Domnul cu o cântare.